Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Data trecută am continuat să analizăm cartea Apocalipsa și am discutat despre bisericile din Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Astăzi vom vorbi despre sulul cu 7 peceți. Mai întâi, caracteristicile acestor scrisori către cele 7 biserici. Chiar dacă doar am atins suprafața acestor scrisori, compuse foarte meticulos, observăm câteva tipare provocatoare. De exemplu, doar 5 din 7 biserici sunt lăudate. 2 nu au nimic bun spus despre ele. 5 din 7 sunt atenționate, 2 nu au nimic rău spus despre ele. Este extrem de provocator că fiecare dintre ele a fost surprinsă. Cele care credeau că făceau bine, nu făceau. Cele care credeau că nu făceau bine, făceau mai bine decât credeau. Toate sunt încurajate să facă mai bine. În această ordine particulară, ele fac profilul întregii istorii a bisericii de-a lungul timpului. Și anume, biserica din Efes descrie biserica apostolică, conștiincioasă, dar negând viața devoțională. Smirna se potrivește bisericii când începe persecuția. Nu se spune nimic rău, doar ține-te tare. Pergam se potrivește bisericii care a fost măritată în timpul lui Constantin. Succesorii lui vor face creștinismul să fie religia oficială a statului, ceea ce aduce un dezastru spiritual. Tiatira introduce idolatria în biserica medievală și este codificată în biserica romano-catolică și biserica ortodoxă. Tiatira poartă amenințarea expresă că va fi aruncată în necazul cel mare. Sardes seamănă cu reforma și începutul denominațiilor, dar remarcați că Sardes este una dintre bisericile care nu au nimic bun spus despre ele. Filadelfia este biserica glorioasă, biserica misionară, declarând sângele lui Hristos. Are o promisiune expresă de a fi răpită înaintea timpului necazului celui mare. Și Laodicea este biserica apostată. În continuare vorbim despre împlinirea tuturor lucrurilor și vom explora restul cărții Apocalipsei. Cartea Apocalipsa de la capitolul 4 la capitolul 22 prezintă împlinirea tuturor lucrurilor. De la capitolul 4 înainte sunt lucrurile care vor fi după, adică viitorul după epoca bisericilor. Apocalipsa capitolul 4 scrie: după aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi, pe care îl auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis: suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Numai decât am fost răpit în duhul. Și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu. Și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Aici Ioan este înălțat la cer și în sala tronului universului. El va primi o imagine a împlinirii tuturor lucrurilor. Două lucruri în sala tronului sunt extrem de semnificative: sfeșnicele și cei 24 de bătrâni. Cele 7 lămpi de foc, pe care Iisus le-a identificat ca fiind cele 7 biserici care erau pe pământ în capitolul 1, sunt acum în fața tronului în capitolul 4. Un alt element semnificativ în capitolul 4 este apariția celor 24 de bătrâni.
acești 24 de bătrâni se identifică singuri ca fiind împărați și preoți ai celor răscumpărați. Bătrânii stau pe Marea de Sticlă, care pare să fie în corelație cu Marea Turnată din Aramă, din Cortul Întâlnirii și din Templu. Acestea reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Când eram pe pământ, ne spălam în el. Aici sfinții stau pe această mare, da, Duhul Sfânt folosește astfel de imagini. Întâlnim de asemenea cele patru ființe vii, aceiași heruvimi pe care i-am întâlnit în Ezechiel și Isaia. Ei au aceleași patru fețe, leul, vițelul, omul și vulturul. Legat de cei 24 de bătrâni, numărul 24 apare numai într-o altă instanță în Scriptură și anume când David a organizat preoțimea în 24 de cete sau 24 de divizii. Și, din fericire, cei 24 de bătrâni se identifică singuri. Apocalipsa, capitolul 5, versetul 9. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Este clar că acești 24 de bătrâni îi reprezintă pe cei răscumpărați. Bătrânii reprezintă biserica în cer. Remarcați desfășurarea evenimentelor. Necazul nu începe până când sulul cu 7 peceți este deschis. Mielul nu primește sulul cu 7 peceți până când cei 24 de bătrâni își pun coroanele pe Marea de Sticlă. Și bătrânii sunt clar în cer când se întâmplă toate acestea. Înseamnă că biserica este în cer înainte ca mânia lui Dumnezeu să fie turnată peste pământ, spune Chuck Missler. Sulul cu cele 7 peceți. Capitolul 5 cuprinde tranzacția imobiliară cea mai însemnată din toată istoria, și anume sulul cu cele 7 peceți. Ioan spune în Apocalipsa, capitolul 5: apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe din lăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Din profetul Ieremia și din alte locuri știm că acesta este un act de proprietate. Condițiile necesare pentru a răscumpăra proprietatea erau scrise pe din afară. Acest sul cu 7 peceți este titlul de proprietate asupra pământului. Apocalipsa, capitolul 5. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Cartea Rut din Biblie lămurește că numai un goel, o rudă cu drept de răscumpărare, poate răscumpăra pământul. Adam a pierdut autoritatea asupra planetei Pământ și Ioan a plâns în hohote pentru că niciun om, o rudă, nu s-a calificat să răscumpere proprietatea. Dar, din fericire, cineva s-a calificat, a fost capabil și a dorit să facă acest lucru. Apocalipsa, capitolul 5, spune: și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. Numărul 7 reprezintă completul, întregul. Coarnele reprezintă autoritatea. Ochii reprezintă percepția și totul este posibil datorită celor 7 duhuri, simbolul din Vechiul Testament pentru Duhul Sfânt. Deschiderea celor 7 peceți inițiază o serie de judecăți. 7 peceți urmate de judecata celor 7 trâmbițe și cele 7 potire care sunt turnate, care au ca element suprem apariția Domnului însuși pentru a întrerupe bătălia de la Armagedon. Prima pecete. Pe măsură ce Iisus deschide fiecare pecete, se întâmplă ceva dramatic. El deschide prima pecete.
Apocalipsa, capitolul 6, versetul 2 scrie: M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască. Mulți comentatori sar la concluzia că datorită faptului că este un călăreț cu un cal alb, el este unul dintre personajele pozitive, poate Isus însuși. Dacă acesta este Isus Hristos, atunci călătorește într-o companie rea, spune Chuck Missler. Noi ne alăturăm comentatorilor conservatori care văd aceasta prima pecete, călărețul alb ca fiind un fals Hristos. Acesta este conducătorul lumii care se arată, numit în general Anticrist. Și el are un arc, dar nu arc și săgeți. Cuvântul grecesc pentru arc folosit aici este folosit numai o altă dată și anume ca și semn al legământului. Arcul poate exprima chiar legământul care definește săptămâna a 70-a a lui Daniel. A doua pecete, Apocalipsa, capitolul 6, versetul 3. Când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând, vino și vezi. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghe unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. Călărețul roșu pare să fie ecoul războaielor și zvonurilor despre războaie, despre care Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor în explicația lui confidențială față de ei. A treia pecete. Când a rupt mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de orz pentru un leu, dar să nu vatămi unde lemnul și vinul. Mulți comentatori recunosc că aceasta reprezintă foamete, dar mulți nu recunosc că ceea ce o va cauza va fi inflația. Cea mai mare parte din perioadele de foamete nu sunt generate de lipsa resurselor și a alimentelor, ci de manipulări politice. A patra pecete. Când a rupt mielul pecetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Să nu credeți că animalele pământului se referă numai la mamifere cu patru picioare. Acestea pot fi fiare pe care le vezi numai sub microscop. Ele pot fi chiar arme biologice cultivate ca arme de către teroriști. A cincea pecete. Când a rupt mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, Până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Pe tot parcursul cărții Apocalipsei citim despre cei ce locuiesc pe pământ. Locuitorii pământului sunt cei nemântuiți, ei sunt cei înfrânți, ei sunt adversarii planului lui Dumnezeu. În contrast, rămășița credincioșilor este mântuită. Dar vedem sufletele martirilor care au fost și care vor continua să fie omorâți în timpul acestor evenimente din cauza Evangheliei. A șasea pecete. Când a rupt mielul pecetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților.
Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Este o paralelă interesantă între aceste șase peceți și evenimentele descrise de Iisus în expunerea confidențială pe care le-a făcut-o ucenicilor legat de a doua sa venire. El vorbește despre Hristoși falși, despre războaie și zvonuri de războaie, foamete și boli, cutremure și schimbări cosmice de tot felul. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom discuta despre pauza dintre a șasea și a șaptea pecete, despre cele șapte trâmbițe, despre cei doi martori și despre drama răscumpărării. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.